Ministerului Afacerilor Interne au fost luate măsuri suplimentare pentru a preveni producerea de incidente în ultimele zile ale acestui an și în primele zile ale anului 2022. Aproximativ 25.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne vor acționa în fiecare zi pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor și a contravențiilor, pentru fluidizarea traficului pe drumurile solicitate în această perioadă, dar și la trecerea frontierei, precum și pentru asigurarea unei intervenții rapide în cazul producerii unor situații de urgență, inclusiv cele provocate de vremea severă. Alături de mine se află purtătorii de cuvânt ai Poliției, Poliției de Frontieră, Jandarmeriei și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru a vă prezenta în detaliu măsurile dispuse pentru următoarele zile, dar și recomandări utile pentru prevenirea incidentelor de orice fel. O atenție deosebită va fi acordată menținerii climatului de siguranță în noaptea dintre ani. Forțele Ministerului Afacerilor Interne vor fi suplimentate pentru a preveni comiterea de fapte ilegale și pentru a putea acționa rapid în sprijinul cetățenilor, iar echipajele SMURD vor fi pregătite să intervină pentru acordarea primului ajutor medical. Potrivit estimărilor de la acest moment de Revelion, vor fi organizate aproximativ 170 de evenimente publice, la care ar putea participa peste 150.000 de persoane. Cele mai semnificative evenimente vor fi organizate în București, Craiova, Piatra Neamț, Ploiești. Atragem din nou atenția asupra pericolului pe care îl pot reprezenta articolele pirotehnice. Utilizarea acestora poate provoca vătămarea gravă a persoanei care le folosește sau a celor din jur. Pentru a preveni producerea unor accidente grave, este mai bine ca articolele pirotehnice să fie utilizate în mediul securizat de personal specializat. În cadrul acțiunii foc de artificii, prin care, începând cu 22 noiembrie, au fost efectuate controle în întreaga țară pentru a se verifica legalitatea operațiunilor comerciale cu articole pirotehnice, efectivele Ministerului au indisponibilizat, în vederea confiscării, peste 85.000 de kilograme de articole pirotehnice în valoare de aproximativ 3 milioane de lei. Au fost constituite 677 de dosare penale, în cadrul cărora s-au constatat aproape 800 de infracțiuni și s-au aplicat aproximativ 230 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 200.000 de lei. Având în vedere că mulți cetățeni vor alege să petreacă aceste zile departe de domiciliu, Poliția Rutieră va lua măsuri pentru a asigura fluidizarea traficului și evitarea blocajelor pe cele mai intens circulate drumuri în astfel de perioade. În fiecare zi vor acționa în medie 1.500 de polițiști rutieri, mobilizarea maximă fiind astăzi, vineri și duminică, când ne așteptăm la valori mari de trafic. Pe sectoarele de drum cu risc crescut de accidente, echipajele rutiere vor acționa cu 280 de aparate radar. De asemenea, elicopterele Inspectoratului General de Aviație vor monitoriza drumurile din aer pentru a putea comunica polițiștilor rutieri zonele unde este nevoie de intervenție pentru fluidizarea traficului sau prevenirea unor accidente. În total, pentru următoarele zile, 14 aeronave ale Inspectoratului General de Aviație sunt pregătite să execute în special misiuni SMURD și misiuni în sprijinul celorlalte structuri ale Ministerului. Aeronavele IGAF pot desfășura inclusiv misiuni de căutare-salvare din zona muntoasă, având în vedere că mulți cetățeni vor petrece aceste zile la munte. De asemenea, jandarmii montani vor putea interveni în sprijinul celor care întâmpină probleme. Aproximativ 5.000 de angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență vor fi mobilizați în fiecare zi pentru a putea acționa în cazul unor situații de urgență, inclusiv cele produse de fenomenele hidrometeorologice. Chiar dacă în mod tradițional astfel de perioade sunt petrecute în mijlocul rudelor, în mijlocul prietenilor, rugăm cetățenii să acorde în continuare atenție măsurilor de protecție sanitară pentru a nu se expune riscului de a se îmbolnăvi cu COVID-19 sau de a îmbolnăvi pe cei din jur. Permiteți-mi acum să dau cuvântul purtătorului de cuvânt al Poliției Române, domnul Georgian Trăgan. Vă mulțumesc! Bună ziua! Poliția Română este la datorie pentru ca trecerea dintre ani să desfășoare în condiții de siguranță. Astfel, peste 9.000 de polițiști vor acționa în medie zilnic în perioada anului nou, în sistem integrat împreună cu celelalte instituții ale statului, cu atribuții în asigurarea ordinii și liniștii publice. Cei peste 9.000 de polițiști se vor afla în teren și vor acționa cu aproximativ 4.000 de autospeciale. Dintre aceștia, aproximativ 5.300 de polițiști sunt de la ordine publică, 1.500 de polițiști sunt de la rutieră, restul fiind de la celelalte structuri ale Poliției Române, respectiv transporturi, investigații criminale, investigarea criminalității economice, luptători de la acțiuni speciale și polițiști de la arme exploziv și substanțe periculoase. În acest context, recomandăm tuturor să respecte normele de conviețuire socială, să păstreze liniștea și ordinea publică. Echipe de polițiști fiind pregătite să intervină la orice caz în care legea este încălcată.
Activitățile de prevenire a răspândirii și limitarea infectării cu noul coronavirus vor fi desfășurate ca de fiecare dată împreună cu partenerii instituționali, acționându-se astfel pentru verificarea respectării măsurilor de protecție sanitară, protejarea sănătății cetățenilor și pentru evitarea desfășurării de activități ce ar putea duce la creșterea numărului de infectări. Polițiștii de la rutieră vor acționa pe principalele drumuri naționale și autostrăzi pentru asigurarea fluenței traficului rutier și pentru prevenirea evenimentelor grave care pot surveni în această perioadă. Așadar, dacă alegeți să petreceți trecerea dintre ani în altă locație, circulați cu viteză adaptată condițiilor din trafic și nu uitați de poliția rutieră. Pentru un plus de siguranță în mers, măriți distanța dintre vehicule. De asemenea, înainte de a porni la drum, vă recomandăm să vizitați site-ul Poliției Române, secțiunea Infotrafic, pentru a vedea cum se circulă și care sunt condițiile de trafic pe rutele pe care urmează să vă deplasați. Reamintesc pe această cale faptul că viteza excesivă și cea neadaptată la condițiile de drum sau trafic reprezintă una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave din România. Anvelopele de iarnă sunt obligatorii pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau colei. Este interzisă conducerea autovehiculor sub influența alcoolului sau substanțelor psihoactive. În acest sens, polițiștii rutieri vor acționa și în această perioadă, în acest weekend, la trecerea dintre ani, pentru depistarea șoferilor care încalcă aceste norme și, bineînțeles, pentru a preveni producerea unor evenimente rutiere. Pietonilor le recomandăm să traverseze drumul numai după ce s-au asigurat temeinic. Este recomandat să evite folosirea părții carosabile, mai ales după lăsarea întunericului și în condiții de vizibilitate redusă. Atunci când vă însoțesc copiii, nu îi lăsați nesupravegheați și învățați că pot să plece doar cu permisiunea dumneavoastră. În caz de nevoie sau dacă ați asistat ori aveți cunoștință despre comiterea unei fapte antisociale, apelați la cel mai apropiat polițist ori sunați la numărul unii de urgențe 112. Vă mulțumesc! În continuare o să-i dau cuvântul colegei din cadrul Jandarmeriei Române. Mulțumesc! Sunt capitan Burcheana Maria din cadrul Jandarmeriei Române. În perioada următoare, Jandarmeria Română va desfășura activități suplimentare pentru prevenirea incidentelor și a faptelor ilegale, în special în zonele aglomerate și la manifestările publice. Mâine și în toată această perioadă, peste 7.000 de jandarmi vor fi prezenți în dispozitivele de pază ale Jandarmeriei Române, dar și pe stradă pentru a avea grijă ca toate spectacolele programate să aibă loc în spațiul public cu ocazia Revelionului să se desfășoare fără incidente și în deplină siguranță. Facem apel la toți cei care vor participa la aceste manifestări să nu consume băuturi alcoolice în spațiul public, să acorde o atenție deosebită copiilor, să se delimiteze de orice situație conflictuală sau de persoanele care provoacă violențe și să solicite sprijinul jandarmilor aflați în apropiere dacă observă orice încălcare a legii. Unele dintre manifestările tradiționale de anul nou sunt cele din comuna Ruginoasa din județul Iași și localitatea Oituz din județul Bacău. Susținem păstrarea obiceiurilor tradiționale, dar nu vom permite manifestări care să pună în pericol viața participanților. Peste 100 de jandarmi vor fi prezenți pentru a se asigura că nu va exista contact violent între participanți și pentru ca nimeni să nu fie rănit. Forțele de ordine vor avea grijă ca pe timpul manifestărilor să nu fie folosite elemente care ar putea să producă accidentări ale participanților. Facem apel la toți cei care aleg să participe la acest eveniment tradițional să respecte recomandările forțelor de ordine. Mâine va fi o seară în care o parte dintre restricții sunt suspendate. Cu toate acestea, cei care sunt în carantină sau izolare trebuie să rămână în case, iar în spațiul public aglomerat trebuie să purtăm în continuare masca de protecție. De asemenea, jandarmii vor fi prezenți în stațiunile montane pentru siguranța turiștilor. Peste 300 de jandarmi montani se vor afla permanent pe traseele și în stațiunile turistice, echipați și pregătiți să intervină pentru salvarea persoanelor aflate în dificultate, dar și în cazul constatării unor abateri de la normele legale. Persoanelor care vor alege să-și petreacă timpul în stațiunile turistice montane, le recomandăm să aibă un echipament adecvat, să se informeze asupra stării vremii, itinerariului, a condițiilor climatice locale, să aibă asupra lor un telefon cu bateria încărcată și să aleagă doar trasele montane disponibile pe timp de iarnă. Prin măsurile pe care le-am luat, suntem pregătiți să intervenim în cel mai scurt timp în sprijinul cetățenilor, indiferent că se află într-o situație de risc sau într-o situație de urgență. Mulțumesc pentru atenție. În continuare voi da cuvântul colegului meu de la Poliția de Frontieră.
Vă mulțumesc frumos. Bună ziua, sunt inspector principal de poliție, Rusu Cătălin Costel, ofițer de presă din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Mă aflu astăzi în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta măsurile dispuse la nivelul Inspectoratului General pentru perioada următoare, în special după sărbătoarea anului nou, când ne așteptăm ca valorile de trafic prin punctele de trecere a frontierei să crească pe sensul de ieșire din România. Drept urmare, la nivelul instituției noastre au fost dispuse măsuri de adaptare atât a misiunilor, cât și a resurselor umane și materiale, astfel încât să se asigure un control operativ și fluent al persoanelor și mijloacelor de transport care tranzitează granița. De la începutul lunii decembrie și până astăzi, prin punctele de frontieră, de la nivelul întregii țări, au efectuat formalitățile de control aproximativ 2,9 milioane de cetățeni români și străini cu peste 900.000 de mijloace de transport. Dintre acestea, pe sensul de intrare în țară, au fost aproximativ 1,6 milioane de persoane, iar pe cel de ieșire, peste 1,3 milioane cetățeni și români străini. Pentru perioada următoare este suplimentat numărul personalului planificat la controlul documentelor de călătorie. La nivelul întregii țări, aproximativ 4.000 de polițiști de frontieră vor desfășura zilnic activități de supraveghere și control la frontiera de stat. Vor fi asigurate cu personal arterele de control pe sensul de ieșire din țară până la capacitatea maximă permisă de infrastructura punctelor de trecere. Nu în ultimul rând, vreau să precizez faptul că reprezentanții Poliției de Frontieră Română mențin permanent legătura cu autoritățile de frontieră din statele vecine, alături de care se efectuează controlul de frontieră, în vederea dispunerii de măsuri comune pentru fluidizarea traficului transfrontalier. În continuare, recomandăm cetățenilor români și străini care tranzitează frontiera națională în această perioadă să folosească toate punctele de frontieră deschise în regim internațional. Reamintesc pe această cale faptul că, la granița cu Ungaria, sunt operaționale 12 puncte de trecere a frontierei. De asemenea, participanții la trafic pot consulta aplicația Trafic Online, disponibilă pe pagina de internet a Poliției de Frontieră, www.poliția-de-frontieră.ro, în care sunt actualizați în timp real timpii de așteptare la controlul de frontieră în funcție de valorile de trafic prin punctele de trecere. Aș dori să închei cu precizarea faptului că Poliția de Frontieră a întărit dispozitivul de supraveghere și control la frontiera de stat și acționează în sistem integrat alături de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în vederea asigurării unui climat de ordine și siguranță publică în zona de competență. Vă mulțumesc frumos și dați-mi voie să dau cuvântul purtătorului de cuvânt din cadrul Inspectoratului General pentru situații de urgență. Mulțumesc. Mulțumesc. Bună ziua tuturor. Sunt Maior Marin Adrian, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General pentru situații de urgență. În următoarele minute vă prezint măsurile dispuse la nivelul IGSU și câteva reguli de prevenire a evenimentelor care pot fi generate de utilizarea necorespunzătoare a petardelor, artificiilor și a altor mijloace de acest tip. A început numărătoarea inversă până la noaptea dintre ani, iar noi, pompierii, avem două recomandări pentru voi. Nu permiteți copiilor jocul cu petarde și artificii și nu neglijați respectarea măsurilor pentru limitarea răspândirii noului tip de coronavirus. În afara acestor măsuri pe care trebuie să le respectăm fiecare dintre noi, vă informăm că, în perioada imediat următoare, aproape 5.000 de pompieri vor asigura zilnic măsurile de prevenire și intervenție în situații de urgență la nivel național. Răspunsul la solicitările cetățenilor va fi gestionat cu peste 3.600 de mijloace tehnice, dintre care aproape 800 de echipaje de stingere, 41 de șenilate, 32 de autofreze, peste 130 de mașini de descarcerare și peste 400 de echipaje smurt, și aici mă refer la ambulanță de tip B2, unități de terapie intensivă mobilă, precum și autospeciale pentru transport personal și victime multiple. Totodată, în domeniul preventiv, potrivit acțiunilor cuprinse în planul de măsuri pentru sezonul rece, încă de la sfârșitul lunii noiembrie, inspectorii de prevenire au derulat și derulează în continuare controale la unitățile de turism și de agrement, spații comerciale, lăcașuri de cult și ansambluri mănăstirești, construcții și alte amenajări similare, ori, după caz, în zonele unde se vor organiza evenimente legate de date și obiceiuri specifice acestei perioade. Astfel, în perioada 25 noiembrie-26 decembrie a acestui an, pentru depistarea și înlăturarea potențialelor cauze de incendiu,
Pompierii au executat la nivel național peste 2700 de controle. În urma acestor verificări, pentru nerespectarea normelor de securitate la incendiu, colegii noștri au aplicat 948 de amenzi în cuantum de peste 2,7 milioane lei. Totodată, pe durata acțiunilor de prevenire, desfășurate la categoriile de obiective menționate anterior, prioritară este și verificarea respectării măsurilor pentru limitarea răspândirii SARS-CoV-2. Pe lângă aceste măsuri dispuse de autorități, sunt și cele pe care le puteți lua fiecare dintre voi. Fiți aliații noștri. Gândiți-vă la ce vi se poate întâmpla vouă sau apropiaților voștri atunci când folosiți petarde și artificii. Nu alegeți să vă riscați sănătatea pentru câteva secunde de distracție. Pentru evitarea producerii unor evenimente nedorite, este important să conștientizați pericolul utilizării necorespunzătoare a acestor obiecte. Un caz recent s-a produs în data de 22 decembrie, în localitatea Oltina din județul Constanța, acolo unde folosirea necorespunzătoare a petardelor a rănit un copil de numai 8 ani, după ce obiectul i-a explodat în mână. La locul solicitării a fost găsit un copil conștient și stabil, care însă avea mai multe plăci și arsuri la nivelul palmei și a degetelor. Pentru prevenirea unor astfel de incidente, ce pot fi generate de utilizarea mijloacelor pirotehnice, a artificiilor, a petardelor, nu utilizați aceste obiecte în încăperi și spații închise, în balcoane, în holuri de bloc și pe terase. De asemenea, materialele pirotehnice, artificiile, petardele, nu trebuie aruncate în foc sau depozitate în apropierea surselor de încălzire. Și revin cu regula care trebuie respectată și trebuie să o avem în atenție în această perioadă: nu permiteți jocul copiilor cu petarde și artificii. Dacă respectați aceste reguli simple, veți intra în siguranță în noul an. Vă mulțumesc! Vă mulțumim pentru atenție. Permiteți-ne ca la final să vă urăm, în numele conducerii Ministerului Afacerilor Interne și al tuturor colegilor noștri, un călduros la mulți ani! Mulțumim frumos!